În această dimineață, în jurul orei 11, a avut loc un eveniment rutier în care a fost implicată o auto specială a poliției din cadrul Poliției Rurale Crișor, PDN-74. Accidentul a avut loc pe raza satului Zdrapți. Mașina poliției care se deplasa pe drumul de legătură cu județul Alba, intrând în coliziune laterală cu un autocamion care circula din sens opus. În cauza a fost întocmit dosar penal, cercetările urmând a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii evenimentului rutier. Din primele cercetări s-a stabilit faptul că autospeciala de poliție se afla în serviciu de patrulare pe drumul național 74 pe raza localității Zdrapți, circulând din direcția de deplasare Crișcior-Zdrapți. La un moment dat, aceasta a intrat în coliziune laterală cu un autocamion ce circula din sens opus. În urma impactului a rezultat rănirea celor doi agenți de poliție aflați în autospeciale, iar în cauza a fost întocmit un dosar de cercetare penală, urmând a se stabili cu exactitate circumstanțele și cauzele producerea acestei evenimente. În urma accidentului, cei doi polițiști aflați în misiune de patrulare au fost răniți, unul dintre aceștia prezentând o fractură la mână, iar celălalt avea un traumatism sever la o mână. La fața locului au intervenit cu promptitudine pompierii secției Brad, specializați în descarcerare și prim ajutor, sprijiniți de o auto utilitară Smurt, împreună cu un echipaj medical al Serviciului de Ambulanță Județean Hunedoara. Șoferul camionului implicat în accident a refuzat transport pentru investigații medicale la o unitate sanitară, dar cei doi polițiști răniți în evenimentul rutier au fost duși pentru investigații și tratamente suplimentare cu cele două ambulanțe la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Municipal Brad.